Ieri la dispeceratul 112 a fost anunțat un accident rutier la ieșirea din municipiul Deva, în care au fost implicate două autoturisme și un microbuz. În urma impactului au rezultat 5 victime, dintre care una încarcerată. Aceasta a fost extrasă din autoturism de către pompieri și asistată medical la fața locului, iar ulterior a fost transportată la UPU Deva, conștientă. Echipajele de prim ajutor au acordat îngrijiri medicale și celorlalte victime care au fost transportate la aceeași unitate spitalicească, doar pentru o persoană nefiind necesară această măsură. Totodată, pompierii militari au asigurat măsurile specifice în astfel de situații de urgență pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu.